Bun găsit la emisiunea Știință și Cunoaștere. Așa după cum v-am spus data trecută, începând cu această ediție, revenim asupra documentarului numit Teoria pentru orice în versiunea lui Atin, pentru a îl redifuza cu cel de-al doilea strat de informații ce nu pot fi observate la o vizionare în timp real. Am extras textul implementat în efectele speciale de imagine și l-am lecturat cu vocea mea. Am remontat întregul film utilizând imagini care au fost atent selecționate și prelucrate grafic. Volumul de informații este mult mai mare și necesită o împărțire pe mai multe episoade. Dacă data trecută am prezentat partea legată de neurologie și psihologie, astăzi vom continua vizionările și prezentările cu partea legată de cosmologie și fizică cuantică. Deoarece versiunea de film remontată cu toate substraturile de informații are aproape 35 de minute, am considerat că e mai util să o împart în două părți egale de 17 minute pentru a aloca timp discuțiilor din studio, un timp care oricum nu va fi suficient când e vorba de cosmologie, dar deoarece este pentru prima dată când abordăm elemente de cosmologie la Știință și Cunoaștere, cred că e binevenită ideea mea de a aloca un spațiu de 80 de minute discuțiilor la cele aproximativ 40 de minute de film. Dați-mi voie să-i prezint pe invitații care se află acum alături de mine, profesor universitar dr. Adrian Pătruze la Facultatea de Chimie și fizicianul dr. inginer Emanuel Surducan de la Institutul Național pentru Cercetare, Dezvoltare a Tehnologiilor Izotopice și Moleculare Cluj, ambii fiind pasionați de cosmologie și fizică cuantică. Înainte de a începe discuțiile, propun să vizionăm filmul pregătit. Mai întâi să rog pe Adrian să ne prezinte cât mai clar și aprofundat dualitatea undă-particulă. Deci nu e chiar cum se spune în film, că odată se comportă ca undă, altă dată ca particulă, ci este... Undeva aș vrea să mă refer foarte puțin la film și la acest model Atin, care, mă rog, este teoria pentru orice. Teoria pentru orice este, în esență, o denumire pentru o combinare, o sinteză, să spun, ale relativității generalizate cu mecanica cuantică, una ipotetică, și ea este în curs de realizare, să spunem că va fi realizată. Aici este un tutti-frutti, mai mult. Așa, un amestec din toate. Hai să revenim la una dintre aspectele teoretice, unul dintre aspecte esențiale teoretice ale mecanicii cuantice, dualismul particulă-undă. Aici mă amintesc ce spunea profesorul Săhleanu prin anii 70, o minte strălucită, referindu-se la disputa dintre problema fundamentală a filozofiei, cea dintre materie și spirit. Și profesorul Săhleanu spunea: în tinerețe, ca orice tânăr, eram și eu mai entuziast și doream să tranșez disputa. Eram în perioada sau-sau. După aceea, la maturitate, am devenit mai conciliant și afirmam și-și. Dar acum, la vârsta senectuții, am ajuns la concluzia că este nici-nici. Undeva, etapele acestea referitoare la natura particulei microfizice, care a pornit de la natura fotonului rec de aluminii, așa cum e cunoscută, a început o dispută pasionantă din secolul XVII între teoria corpusculară, care susținea că lumina se propagă sub formă de corpuscul, și teoria ondulatorie, care spunea că lumina este o undă polarizată transversal sau vertical care se propagă într-un mediu special elastic denumit eter. Cele două teorii au fost susținute de către Newton, respectiv de către Huygens, și aveau fiecare părți erori tari. Pentru teoria corpusculară era foarte importantă propagarea rectilinii a luminii, pe urmă reflexia și difracția, pentru teoria ondulatorie, interferența și mai târziu difracția. Reflexia și difracția aveau și ele alte interpretări. Era etapa sau-sau. A venit pe urmă 1865 Maxwell, etc., etc., și s-a ajuns la faptul, la o dominanță a teoriei ondulatorii pentru câteva decenii, până când s-a descoperit Einstein efectul fotoelectric și alții care suferau doar interpretări corpusculare. Deci a rămas această dilemă, ce este lumina, corpuscul sau undă, până când în 1924 Louis de Broglie, care era doctorand la Sorbona, a trecut la etapa următoare, la etapa și-și. Și atunci a spus că lumina este o corpuscundă. Și l-a asociat, practic, o undă corpusculului în mișcare. Lambda egal cu H supra MV pentru particulă oarecare, lambda egal cu H supra MC pentru foton, practic. Această ipoteză
dualistă, să spunem, a lui De Broglie a fost respinsă de către membrii comisiei sale de doctorat și teza sa a fost ocotită o erezie. Chiar dacă i-a devenit ulterior celebru în lumea științei și au titlul de doctorat ulterior și așa mai departe. Deci până la urmă s-a adoptat și principiul și. Da, bine, De Broglie considera evident particula microfizică ca și pe o corpuscundă. Hai să spunem, o entitate duală, un fel de avion microfizic care se desfășoară, care călătorește în spațiu-timp, ghidat de undă pilot. Normal, acest avion, acest monstru microfizic hibrid, se propagă rectiliniu, dar când întâlnește un obstacol în cale, atunci unda pilot preia comanda și interferează, se difractă și așa mai departe. Aceasta este imaginea care este și astăzi comună referitor la natura particulei microfizice, care este când corpuscul, când undă, deși interpretarea ulterioară de la Copenhaga, care se datorează lui Bohr, în esență, principiul complementarității ne spune cam altceva. Deci, Bohr a format principiul complementarității, care prin celebra afirmație, contrarea nu contradictoria set complementa sunt, contrarii nu sunt contradictorii, ci complementare, și el spune mai mult, nu-l contrazice pe De Broglie, el spune mai mult nici undeva. Deci particula microfizică este o entitate unică pe care noi o imaginăm când ca și corpuscul, când ca și undă, când ca și altceva, în încercarea de a o identifica cu modele matematice abstracte care se exclud și se completează reciproc. Deci particula este vab nici. Dar uneori seamănă cu un corpuscul, uneori seamănă cu o undă, este mai ușor să crezi că este de undă, evident, ca ecuația Schrödinger și ecuația Dirac. Și particula a rămas nici, deși noi credem că este sau. Astfel, după peste 300 de ani de dispute aproape fratricide între fizicieni referitoare la natura luminii, a fotonului și a particulei microfizice, am ajuns la concluzia că nu știm ce este particula microfizică, dar știm ce nu este ea. Și ea nu este nimic din ceea ce noi cunoaștem din fizica clasică. Deci o comparăm când cu un corpusul, când cu o undă, dar ea este o entitate distinctă cu proprietăți particulare. Da. Cum lucrează fizica atunci cu așa o dilemă? Este interesant ce a spus Adrian. Povestea este, eu m-aș referi la un alt aspect. Știința, în principiu fizica, se luptă cu experimentul. Pentru că atunci când stabilești un model, când îți propui să explici ce se întâmplă, primul lucru pe care îl faci este o observație a unui fenomen. Și problema este să explici ce se întâmplă. Aș intra puțin pe dualismul ăsta, da, din această perspectivă. Deci, una dintre problemele care îl frământa, de exemplu, nu numai pe Planck, și pe alții înaintea lui, era să măsoare temperatura unui corp metalic care se încălzește. Asta era problema principală. Era evident că pe măsură ce crește temperatura, încălzirea își schimbă culoarea și voiau să stabilească o lege. O lege simplă care să măsoare temperatura corpului. O aplicație practică. În esență. Problema de care s-au lovit a fost aceea că nu reușeau să stabilească o singură ecuație, o singură relație între temperatură și culoarea obiectului care să fie valabilă pentru întreaga temperatură, pentru întreg domeniul de culori. Și Planck a venit cu observația și a zis că relația asta poate fi scrisă numai dacă considerăm că lumina pe care corpul o emite și pe care noi o analizăm este emisă în pachete de energie. Era ilogic pentru el. Și atunci, în acest caz, între energia definită de temperatura corpului și culoare, se putea face o relație cu un coeficient de proporționalitate care ulterior a devenit constanta lui Planck, având dimensiunea de energie ori timp. N-a fost mulțumit de acest rezultat. El a considerat că este doar o etapă intermediară, nu i-a plăcut deloc cum arată formula și a considerat că ulterior alții vor reuși să găsească o relație mai profundă care să explice așa în domeniul liniar cum s-ar fi așteptat. Însă ideea asta a emisiei luminii de către un corp cald în pachete de energie a fost o idee care a prins. A fost o idee care a prins și a prins la Einstein. Einstein, deci, erau la modă. În acea perioadă erau la modă măsurarea temperaturii și corelația dintre temperatură și culoare. Era la modă efectul fotoelectric, ceea ce astăzi noi folosim pe scară largă și sunt centrale solare, care în esență se bazează pe celule fotoelectrice. E, atunci a început studiul lor, studiind efectiv
legea de funcționare a unei celule fotoelectrice. Se aplică o diferență de potențial între doi electrozi. Unul dintre metale, care de obicei la vremea aceea era cesiu, se bombardează cu o lumină de culori diferite, se măsoară curentul și tensiunea. Elemente foarte simple și practice. Și vreau să afle ce se întâmplă, care e legătura dintre curent, tensiune și culoarea care vine pe suprafața metalului. În aceste măsurători, Einstein a observat niște salturi de curent și, gândindu-se, având în minte discuția lui Planck, a tras concluzia că singurul mod în care poate să explice acest lucru este numai dacă lumina care vine în pachete de energie. Ei, această nuanță de pachet, sigur că te duce cu ideea că este un corpuscul. Era foarte ușor pentru lumină, tocmai din ceea ce povestea Adrian, că erau partizani pro-corpuscul, pro-undă. Problema însă, ar fi trebuit să apară și o problemă inversă, care să mute, deci să ai un caz în care ai o undă și tu să fii nevoit să definești că este particulă. Și cazul ăsta a fost explicarea atomului de hidrogen. Aici a fost rolul lui De Broglie și mintea strălucită a lui Bohr, care a înțeles din propunerea care a făcut-o De Broglie că este ceva care poate să fie asociat. Ce problemă era în explicarea atomului de hidrogen și în stabilitatea atomilor? Ideea era că electronii se mișcă în jurul unui nucleu ca și stelele în jurul Soarelui. Problema era de stabilitate, că ele sunt foarte stabile ori într-o mișcare exact ca planetele, într-un final ar fi urmat să cadă electronii pe nucleu. Și atunci Bohr a venit cu ideea, nu avem ce să facem, stabilim că electronii n-au voie să se miște decât pe niște anumite orbite impuse. De ce este așa? Nu știu. Dar așa trebuie să fie. Ori în momentul în care... Deci cumva ca să... Orbite staționare nu cade pe nucleu. Mecanica cuantică înseamnă s-a construit pas cu pas de la tot felul de observații din acestea. Mai vreau să ajung la punctul De Broglie ca să se înțeleagă cum s-a ajuns pas cu pas la construcția asta. De Broglie a venit cu o idee simplă, în esență, și a zis așa, legile fizice totuși au la bază niște axiome. Axiomele astea sunt așa, energia nu se construiește din nimic, ea se transformă dintr-o formă în alta. Deci energia este constantă în întregul univers. În întregul univers, legile fizice sunt valabile. Și atunci, dacă se întâmplă așa și dacă colegii mei care au zis că lumina vine în pachet, atunci probabil că orice pachet, orice corp care se mișcă și având o energie cinetică, îi se poate asocia o undă. Și atunci a făcut legătura între energia transportată de un corp în mișcare, frecvența undei, prin constanta lui Planck. Această idee a fost preluată foarte rapid de către Bohr, care s-a gândit, dacă electronul consider, în cazul ăsta, o undă, îi asociez viteza produsului dintre energia lui cinetică în mișcarea pe orbită circulară și o undă asociată lui, atunci pozițiile lui stabile în jurul nucleului vor fi date de rezonanța acestei unde. Deci electronul se află în niște stări de rezonanță și alea determină poziția lui stabilă. A fost o idee deosebită care a condus la dezvoltarea ulterioară a acestui domeniu al mecanicii cuantice. Problemele însă au rămas în continuare, pentru că dacă tu vrei să asociezi o undă, de exemplu, unui camion care pleacă, unei mașini care pleacă de la Cluj la Turda, poți să o faci, teoretic. Poți să-i calculezi frecvența. O să constați însă că unda asociată care ar trebui să fie o undă elastică, ceva din domeniul mișcării gravitaționale, inerției, unda asta are frecvență foarte mare. E atât de mare încât nici nu ne putem imagina să o măsurăm. Cu alte cuvinte, perioada frecvenței respective e atât de mică încât practic nu avem cu ce să o măsurăm. Deci nu este util din punct de vedere practic a lumii macroscopice. Aplicarea acestui model nu ne oferă ceva în plus în cunoașterea realității. Ce înseamnă cunoaștere pentru noi? Înseamnă să măsurăm poziția în deplasarea unui obiect, să-i determinăm viteza, să-i determinăm poziția în coordonate de spațiu și de timp. În esență, din datele astea am rezolvat în principiu aproape toate problemele când facem o analiză a unui fenomen. Care sunt cele De fapt, De Broglie a ajuns la această concluzie după ipoteza cuantelor lui Planck, după relația masă-energie a lui Einstein și, practic, el a unificat energie egal cu
constanta lui Planck ori frecvența cu energie egal cu masa ori viteza luminii la pătrat. Și de aici a scos practic formula aceea simplă, lungimea de undă asociată este constanta lui Planck supra masa ori viteza, respectiv viteza luminii în vid pentru energia pentru cinetică medie. Energia cinetică medie. Deci practic a făcut un lucru foarte, foarte simplu, de problemă matematic, dar a ajuns această concluzie interesantă din punct de vedere, hai să spunem, filozofic, undeva mecanica cuantică și dualismul corpuscul undă, ipoteza cuantică, principiul de complementaritate, care de nedeterminare se află la baza mecanicii cuantice, din punct de vedere teoretic, este mai mult o metafizică. Dar ea încearcă să descrie natura și comportamentul particulei microfizice. Dar e într-un fel o metafizică mai mult decât o știință care este bazată în principal pe observații și pe experiment, chiar dacă ea are un suport are un suport experimental. Este metafizică în raport cu observația științifică, observația respectivă clasică. Da. Este o interpretare în sensul acesta, te conduce într-o zonă în care ești nevoit să, deci odată particulele astea nu poți să pui mâna pe ele. Da? Nici pe electron, nici pe foton. În momentul în care le-ai măsurat, în procesul de măsură, ele dispar. Deci tu tot ceea ce poți să măsori sunt niște evenimente. Și tot ce poți să faci este să numeri aceste evenimente. De aici și ideea de statistică. Numeri niște cazuri favorabile, niște cazuri posibile și calculezi o probabilitate ca fenomenul ăla să aibă loc. Ori, întreg eșafodajul mecanicii cuantice a condus către interpretare în acest sens. Deci, deși ecuațiile care se scriu sunt niște ecuații diferențiale dintr-o matematică obișnuită, să zicem, în momentul în care vrei să scoți interpretarea, deci soluțiile acelor ecuații nu au sens din punct de vedere al unei interpretări fizice. Ca să scoți interpretarea, trebuie să calculezi probabilitatea de localizare a unei particule, trebuie să calculezi nivelul de energie pe care particula aia se poate așeza într-o stare de rezonanță. Și astea sunt cam singurele lucruri care poți să le spui despre o particulă. Nu poți să spui nimic altceva. Nu are sens, la nivelul interpretării mecanicii cuantice, noțiunile de timp și spațiu nu au sens. Gândește-te că ești în interiorul unui atom. Dar în viața, în lumea noastră obișnuită, trăim din prisma analizei unui fenomen, măsurând durate de timp, poziții și așa mai departe. Ei, diferența și metafizica apare atunci când încerci să combini aceste două elemente. Mecanica cuantică îți oferă totuși niște idei, a oferit niște idei suplimentare care au, să zicem, au alimentat această noțiune de metafizică. Una, au considerat că observatorul este foarte important. Iar asta e adevărat în orice tip de experiment, dar ea a nuanțat această particularitate pentru că observatorul este cel care analizează probabilitatea, deci el este cel care definește probabilitatea ca un fenomen să se întâmple. Ori, în lipsa prezenței observatorului, este ca și cum acel nu are sens să discuți despre un experiment. Experimentul nu există, fenomenul nu există dacă nu este cine să îl observe. Asta este un element, să zicem, metafizic care a apărut din această analiză. Apoi, din studiul ecuațiilor, rezolvând efectiv ecuații pentru niște probleme foarte particulare, cum ar fi să descrii atomul de hidrogen, să descrii atomul de heliu, s-a ajuns la următoarea situație. S-au constatat că există mai multe soluții pentru poziția unui electron. Și atunci ideea era, asta înseamnă că sunt mai multe soluții posibile pentru un fenomen pe care îl studiem. De aici s-a ajuns la ideea de superpoziție a stărilor. Dar fiecare dintre aceste stări posibile au o probabilitate de manifestare care se calculează pe baza unor condiții la limită pe care experimentatorul le stabilește. Deci din multitudinea de stări care până la urmă sunt infinite pentru că soluțiile sunt niște funcții compozite de numere de funcții până la urmă complexe, da. Da? Până la urmă tu ai un singur rezultat care poți să-l verifici practic. Dar ideea că există mai multe lucruri posibile în același timp, asta este foarte atractivă. Și atunci, de exemplu, având în vedere că toate aceste teorii sunt prezentate, sunt mediatizate, cum s-ar putea încadra, poate într-un viitor mai îndepărtat, prezența conștiinței observatorului în experimentul cuantic? Asta, până la urmă, transmite și filmul în partea a doua. Aș vrea să fac o paranteză scurtă la ce s-a spus.
ceva care se poate accesibil, fiindcă se face în școală și se face și în facultate, de cei care urmează cursuri de fizică, chimie, chiar și de biologie și geologie, să spunem, de științe ale naturii. Și anume, Bohr a fost preocupat să se explice cum este posibil ca particula să călătorească în spațiu ca undă de probabilitate și ea să ajungă la destinație ca și corpuscul, de exemplu. A fost una dintre întrebările lui importante. Și de aceea postulatul al doilea din modelul inițial al atomului lui Bohr spune că trecerea electronului de pe orbită pe alta se face cu absorpție sau cu cedare de energie în funcție de faptul că el trece pe orbită superioară sau de pe una superioară pe una inferioară. Discuția este următoare și o întrebare pentru studenți. De ce electronul poate exista pe un strat nivel energetic sau într-un orbital atomic, dacă dorești, așa cum se spune, dar nu există între ele? Și Bohr a fost preocupat această problemă. Răspunsul este următorul. Pentru că trecerea nu se face prin spațiu, practic, ca undă de probabilitate, sau ca o particulă, ci este undă de probabilitate. Practic, electronul se dematerializează, se asumă în energie, dispare și apare. Și el apare pe un alt nivel. Deci apare un alt foton, dar identic cu cel inițial. Deci tot timpul este un proces mat de mat. Deci în fiecare clipă noi ne reînnoim, să spunem, trupul. Deci în fiecare clipă noi au loc procese cuantice și ne reînnoim particule din care suntem compuși, să spunem, într-un fel. Da, dar acel nou electron nu mai identic cu ăla care are altă energie. Dar e o întrebare prost pusă. Nu poți să zici că e același. Pentru că ca să zici că e același, tu trebuie să pui un semn pe el. Ori asta nu poți să faci. Deci tot timpul și noi, particule din noi... Și viteza asta cu care ne reînnoim, e viteza aia limită nu există, a lui... Nu știm. Deci ideea este, asta era întrebarea care studenții puneau în momentul în care făceau mecanica cuantică. Bine, există o distribuție de probabilitate care seamănă cerebrii orbitali, sunt desenați, poți să reprezinți grafic, da? Sunt niște nori care au niște zone bine definite, cu densități de probabilitate definite în jurul atomului. Întrebarea era, foarte scurt, unde așa e electronul? Da. Electronul este peste tot și nicăieri decât în momentul în care l-ai măsurat, știi că este acolo. El poate să fie în același timp peste tot. Deci în orice moment, orice electron se află oriunde în spațiu și timp. Însă, în spațiu, hai să spunem, luăm partea independentă de timp, hai să nu mergem atât de departe. Asta e metafizică. Asta e metafizică. Practic, un orbital atomic se definește ca o regiune în care probabilitatea de a găsi electron este 90% atunci când orbitalul atomic este ocupat. Dacă am probabilitatea 100%, fiecare orbital atomic ar fi fost de mărimea întregului univers. Sigur, probabilitatea este foarte mică cu cât ne îndepărtăm de nucleu. Foarte, foarte mică, dar nu nulă. Și atunci noi definim un orbital atomic și îl figurăm și așa mai departe prin această limită, această probabilitate la 90%. Da? Deci electronul se poate afla oriunde în spațiu, practic. Și dar probabilitatea este foarte, foarte... atomului, deci în vecinitatea lui, în sensul de proximitate și de... Teoretic și acolo la distanțe există zonele de cele mai probabile de distribuția lui. Da, ca să precizez și pentru telespectatori, chiar dacă este o metafizică, dar nu e metafizica aceea ezoterică, în care e altceva, să nu facă confuzie. Este modul în care încerci să explici niște fenomene care au o foarte strânsă legătură cu o analiză matematică de înalt nivel și încerci să explici în cuvinte, până la urmă, ce se întâmplă într-o zonă în care nu știi ce se întâmplă, dar... încercând să-ți faci ideea de ansamblu, pentru că atomii există, îi vedem, ei sunt concreți. Da? Noi încercăm să ne imaginăm ce procese au loc în interiorul unui atom, când doi atomi interacționează, când un foton interacționează cu un atom, când o particulă de energie mare interacționează cu un atom. Deci ca să faci o astfel de ca să-ți imaginezi așa ceva, este nevoie să treci din sfera realului imediat. Ajungi într-o zonă a imaginației, n-ai ce să faci. Pentru că dimensiunile sunt extraordinar de mici. Un strat atomic de carbon este 3 angstrom. 3 angstrom este ceva... Îl spui, 3 angstrom. Da, și la ce îți folosește că ai spus? Dimensiunea, dacă îl compar cu un fir de păr, de câteva milioane de ori. Și asta deja, comparația asta, iese afară din conceptualitate. Nu mai poți să o înțelegi. 10 metri, ca să spunem. Da, undeva mecanica cuantică, fiindcă s-a ajuns la multe probleme care n-aș vrea să le trecem, că este problema observatorului, că actul de observare alterează realitatea cuantică și observatorul este practic un participant direct, dar poate va trebui să revenim și să dezvoltăm și să ajungem și la conștiință, într-un fel.
Da. Dar problema aceasta mecanicii cuantice a fost din acest motiv, din problema observatorului, a fost undeva o tragedie, pentru că Newton a creat această mecanică clasică și s-a spus că ce om fericit Newton, pentru că el a explicat întreaga lume. El a dorit să descopere sau să formuleze ecuații, legi fizice, obiective, care sunt independente de observator. Și a făcut o lume imuabilă, undeva această lume newtoniană. Sistemul de referință absolut. Sistemul de referință absolut, da? El credea într-un sistem de referință absolut. Pe urmă a venit Einstein și mecanica cuantică, care au relativizat totul. Durerea este că nu există sistem de referință absolut. Da. Deci Einstein a spus... Einstein a încercat să folosească, deci să introducă cumva în ecuație acest concept. Da, dar vedeți că astea au implicații sociale. Medicina, de exemplu, preia sistemul ăsta newtonian și studiază corpul fizic din punct de vedere newtonian, îl împarte pe părți, pe organe. Practic, ea lucrează la nivel... Și alte științe de asemenea. Medicina coboră foarte puțin în microfizic și se limitează foarte mult la macrofizic pe de o parte și pe de altă parte vitezele la care studiază corpul fizic nu sunt relativiste, deci sunt mai mici de 10% din viteza luminii în vid. Da, deci, dar nu deci hai să spunem, deci sunt două aspecte. Acolo. Deci medicina, de energie mai degrabă. Se vorbește despre medicină cuantică, medicina viitorului, dar acolo sunt niște probleme complicate și poate că este cazul de o discuție și cu domnul academician Popescu pe această temă. E un subiect foarte interesant, această medicină cuantică și ce ar putea să aducă nou. Da, Adrian, ar fi discuții extraordinar de interesante, numai să te putem avea în emisiuni. Nu e o problemă, da. Sperăm. Bun. Da, sunt multe. Deci, persoane. Dacă ajungem la conștiință, cât influențează conștiința un experiment? Discuția foarte, foarte scurtă, fiindcă s-a ridicat aici. Practic, discuția este următoarea mecanică. Mecanica cuantică, interpretarea lui Copenhaga, de la Copenhaga, acea standard care a fost propusă de Bohr și dezvoltată împreună cu Heisenberg, Pauli, Born și așa mai departe, ea este așa numită colapsul vectorului de stare al funcției de undă. Practic, să spunem că se emite o particulă microfizică și în față este un obstacol oarecare care are trei fante. Particula poate trece prin oricare din cele trei fante cu anumită probabilitate. Toate aceste probabilități rămân în picioare după ce experimentul s-a produs, până când un observator, hai să spunem, ia act de starea sistemului. Și le calculează. În acest moment, el calculează, dacă ia act de starea sistemului, toate probabilitățile se prăbușesc în afară de una singură. În acel moment, starea sistemului este înghețată. Da? S-a spus că acest factor care determină faptul ca realitatea microfizică să devină din nedeterminată, determinată, într-un fel oarecare, între ghilimele, deci ca să se stabilească starea, o stare din cele posibile, ar fi tocmai conștiința observatorului. De aici ajungem deja în teorie cu variabile ascunse și teorie observaționale. Bohr n-a mers chiar atât de departe, dar a spus că actul de observare alterează realitatea microfizică și o determină într-un fel. Deci observatorul conștient nu mai este observator pasiv al actului microfizic, ci este participant activ la aceasta. Și atunci s-a ajuns la teorii, mai ales la cele observaționale, care vorbesc despre conștiința observatorului, teorii cuantice și așa mai departe și spune că până la principiul antropic, nu? Că lumea există practic pentru ca să apară observatori conștienți care să observe, să ia act de starea ei. Da? Aici am exagerat. Era fraza deja foarte mult. Universul s-a născut ca să existe pentru ca să existe observatori. Deci este foarte dificil să definești și să o definești conștiința, pentru că până la urmă conștiința reprezintă suma întregii cunoașteri pe care o ai. Să zicem, la un nivel de definiție. Exact. Ori din ce filmul, deci filmul a intrat puțin mai mult în acest domeniu. El spune mai mult. El spune că această cunoaștere o ai pentru că se stabilește niște legături neuronale. Deci există niște evenimente care se întâmplă și care pot să fie asociate unei conexiuni. Sunt niște evenimente, să zicem, binare. Da sau nu? S-a stabilit o conexiune sau nu s-a stabilit o conexiune? În fața unei cunoașteri stau foarte multe conexiuni care se stabilesc în paralel sau nu se stabilesc în paralel, așa cum arată și filmul. Așa cum rezultă din asta rezultă, deci filmul face referire la cercetări actuale în domeniul ăsta. Și atunci, până la urmă, în momentul în care eu vreau să definesc, să zicem, într-un domeniu oricât de îngust ce înseamnă conștiința mea, să zicem, în raport cu un experiment pe care se presupune că eu îl influențez, am în spate o mulțime
foarte mare de conexiuni neuronale, care îmi sunt proprii mie și care îmi vor permite analiza acelui fenomen. Bun. Să zicem că asta este, asta aș putea să înțeleg prin conștiința mea în raport cu un experiment. Problema se pune, pot să exprim această conștiință și într-o formă matematică? Ce ar însemna asta? Ar însemna că acea multitudine de conexiuni neuronale, deci cunoștința mea la un moment dat, trecută prin funcția experimentului. Experimentul ce face? De la un nivel de date de intrare pe care le am, eu urmăresc niște date de ieșire. Practic, asta fac prin măsurătoarea experimentului. Măsor niște timp de propagare a unor particule, niște distribuții. Efectiv, fac niște măsurători concrete. În final, ajung la o stare de experiment, la cele rezultate, care îmi modifică un anume tip de conexiuni neuronale. Pentru că fie am tras niște concluzii altele, fie mi-am validat concluziile vechi. După cum ai văzut în film, o validare înseamnă și un aport emoțional din partea mea în acest tip de experiment. Iar pe ansamblu, privit așa, dacă conștiința ai vrea să o introduci în model matematic, ar trebui să facă o corespondență între starea anterioară și starea post-experiment. Am găsit o interpretare foarte interesantă în care, de exemplu, conștiința este asociată unei funcții fractale și în care atractorul, funcția fractală este o funcție matematică care face legătura între două mulțimi mari de numere și stabilește, în principiu, în funcțiile fractale cunoscute, stabilește un pattern, o distribuție. Astea au mai fost prezentate și așa, legat de faptul că există și în natură multe. Deci asta mi s-a părut, până în momentul de față, mi s-a părut o corelare, să zicem, care ar fi frumoasă. Da. Nu pot să spui dacă e exactă sau nu. Deci, nu cred că se poate spune mai mult despre conștiință corelat cu un experiment. Toată lumea se învârte în jurul acestei modalități în care comunică două creiere fără aparent, fără distanță, fără barieră de timp, telepatia, nu? Da. Sau determinarea anumitor acțiuni efectiv mecanice într-un spațiu tridimensional, telechinezia, teleportarea. Sunt experimente care se fac în laboratoare, se studiază, dar complexitatea, gradul foarte ridicat de analiză, efectiv subiectul uman este un subiect foarte complex, întâi trebuie să îl analizezi pe el ca să poți să-l corelezi cu ce se întâmplă în fenomen. Nu poți să zici decât că se întâmplă. Și să sper că există o relație, se lucrează în zona asta. Interfața om-calculator a condus foarte departe acest tip de analiza posibilității omului de a determina o situație reală. Nu? Se vorbesc de experimente deci, care... Să postulăm atunci faptul că filmul prezintă doar un punct de vedere personal. Deci, de fapt, problema fundamentală nici nu este abordată, că problema fundamentală aici este problema raportului undeva mind-body, mind-brain. Deci, minte sau conștiință corp, minte sau conștiință creier. Și aici sunt trei posibilități. Una este cea a unității, una este cea a interacțiunii și una este cea a paralelismului, să spunem. Și aici se pot face multe discuții. Dacă noi considerăm conștiința ca un produs exclusiv al materiei fizice, hai să spunem, superorganizate, nu neapărat anterioară, ci poate ulterioară apariției materiei fizice, așa cum o cunoaștem, atunci se face de multe ori apel la cunoștințe mecanică cuantică sau la extrapolări al cunoștinței mecanică cuantică pentru a explica anumite fenomene specifice conștiinței. Dar la nivelul creierului, conștiința emană în urma activității neuronale? Aceasta este discuția mind-brain. Adică mind-brain, care este problema? Deci este conștiința și creierul pot fi identificate undeva sau undeva există un principiu, hai să spunem, nepieritor care este încorsetat temporar în personalitatea de spațiu și timp și care se eliberează cândva, într-o formă oarecare, nu? Și dacă creierul este doar un suport și acolo apar alte procese care generează conștiință.
E o discuție complicată aici, prin interacțiune. Deci între un principiu fundamental, cum spun toate, toată filozofia perenă și toată spiritualitatea, sau pur și simplu ea este un rezultat al unei activități cerebrale, corticale, cum credeți dumneavoastră. Oricum, experiențele de laborator au arătat că memoria, de exemplu, nu poate fi localizată în creier. Au fost experiențe cu animale de laborator în care, așa, cut and paste, s-a luat și s-a tot tăiat. S-a extirpat. S-a tot părți din creier. Din creier, ca să identifice unde este acea parte care ține minte drumul spre mâncare. Și s-a ajuns în situația aproape hilară în care animalul nu mai avea aproape creier și el știa în continuare să meargă spre mâncare. Deci, până la urmă, experimentele de tipul ăsta... Da, memoria nu e controlată, de fapt, la nivelul minții. Mintea este cea care controlează, gestionează informația. Exact. Ce-i mintea? Care da, ai, mintea ajuns, ce-i mintea, ai, da. Ai ajuns să definim alte lucruri. Da, dar sunt teorii care vorbesc despre o memorie, despre faptul o conștiință holografică undeva și toată informația este stocată undeva holografic. În creier, poate chiar în organism, e o discuție complicată aici cu teoriile Pribram-Bohm care s-au făcut și așa mai departe. N-ai rost să intrăm acum în detalii. Da. Bohm a fost un elev preferat al lui Einstein, de exemplu, cel care a format și teoria variabilor ascunse, printre a fost un principalul susținător al acestea. El a formulat-o și a dezvoltat-o în diferite forme. Pentru că filmul nu ne dă răspuns la treaba aceasta. El nici nu poate. Bine, ne undeva, prezintă așa frumos și ilustrat cu imagini foarte interesante. Spus faptul că acești patru marcuri fie mecanicii cuantice, în esență Bohr, Heisenberg, Pauli și cu Born au fost toți în legătură cu filozofia indiană. Fie l-au cunoscut pe Gandhi, fie l-au cunoscut pe Tagore, fie au fost la maserie indiană, fie au studiat vechile sutre și așa mai departe. Și undeva, de aceea se spune că mecanica cuantică este undeva și o metafizică, pentru că ea are și aspecte care țin nu numai de hinduism, ci și de budism, care acel, esența budismului este acel neti, nu aceasta, nu aceasta, nu aceasta. Deci undeva ea elimină și ne spune ce nu este particula microfizică și nu ne spune ce este de fapt. Adică nu ne spune ce este de fapt pentru că noi nu putem asemăna cu nimic cunoscut din experiența noastră macrofizică. Deci nu avem dicționarul respectiv, da? Deci trebuie să o definim ca ceva specific lumii microfizice și care este distinct de tot ceea ce ne imaginăm noi în macrofizic, nu? Că, de exemplu, particula microfizică nu are probabil o existență continuă și permanentă. Ea există, sau cel puțin așa, că în momente de interacțiune. În rest, nu știm dacă există și nici nu ne interesează. Nu, electronul nu se deplasează în jurul nucleului și nici... Este mare problemă să-i stabilești dimensiunea particulei. Da. Da. Deci electronul nu se deplasează în jurul nucleului, pe orbite. Aceasta este o aproximare din ecuație de undă care dută și nici în jurul, nu are nici rotație în jurul nucleului. Nu știm exact. Noi definim doar o probabilitate de a găsi electronul în toate regiune, dar el nu se rotește în jurul nucleului. Spinul nu știm ce este. Ca să vezi cât de complexă este problema cu asocierea undă-corpuscul la lumină. Deci, lumina a fost elementul care a condus la definirea cuantei, a fotonului, da? A particulei asociate. În momentul în care încerci să faci, să găsești fotonul pentru diferite frecvențe, încep să ai probleme în momentul când cobori la frecvențe foarte joase, încă din domeniul microundelor. Energia unei particule din domeniul particule asociate unei frecvențe emise de telefonul celular este atât de mică încât nu ai cu ce să o măsori. Nu poți să o măsori. Deci, ea există principial, modelul teoretic îți spune, există un foton, să zicem, și în domeniul radio, la 108 MHz. Însă, nu va fi nimeni în stare să ți-l evidențieze. Pentru că energia lui este atât de mică încât zgomotul termic, temperatura de afară a mediului e atât de mare încât tu nu vei putea să-l măsori. Deci există o imposibilitate tehnică de a verifica într-un domeniu, să zicem, care ar trebui să fie banal, adică cum nu există foton? Uite-te că nu avem dovadă că în domeniul frecvențelor mici fotonul există. Deci vezi, problema este alta. Problema este că pentru lumea noastră este suficient să aplicăm modelele acolo unde ele se aplică. Da? Uite, vezi, calculatorul a fost generat, niciunul dintre tehnicienii care au proiectat un calculator nu și-au pus problemele dacă electronul ajunge dintr-un capăt de la baterie până în celălalt capăt. Nu au analizat această problemă. Dacă o analizau, probabil că rămâneau undeva prinși
în problemă, pentru că ar fi constatat că electronul nu poate să treacă prin fire fizică, el își transmite, are loc un transfer de energie și aș fi ajuns la niște analize foarte complexe. Nu, ei au aplicat legea lui Ohm foarte simplu, se aplică și astăzi și asta vreau să zic că un model simplificat este util. El ne permite să ne dezvoltăm realitatea, să construim în realitate cu toate limitările lui. Orice, în momentul în care avem nevoie să depășim modelul, trebuie să găsim resurse ca să o facem. Și până acum, societatea a demonstrat, umanitatea a demonstrat că găsește resurse prin mecanica cuantică, este una dintre ele. Vrei să analizezi un alt domeniu, da? Ai găsit un alt model. Eu nu văd de ce trebuie să fie o teorie care să explice totul, să fie unitară, să fie... Nu, nu, mi se pare că este un absolut mai degrabă filozofic, metafizic, decât unul necesar. Poate că această fizică cuantică vrea să răspundă la aceste întrebări. Noi construim, practic, modele care aproximează din ce în ce mai puțin inexact realitatea. Întotdeauna este o diferență între model care este o hartă și teritoriu. Este... Pentru un teritoriu la care figurăm o hartă care ne arată, să spunem, relieful, care ne arată... Da, e bună comparația. Apele, care ne arată populația și așa mai departe. Deci, cu cât avem mai multe hărți care aproximează mai exact realitatea, cu atât aproximarea finală este mai bună. Deci aici noi formulăm mereu aproximări, aproximăm cu ceva din ceea ce cunoaștem și pentru care putem formula ecuații matematice. Un singur tip de ecuații, să spunem, sau o singură asemănare cu un comportament macrofizic nu este suficientă pentru a explica o realitate microfizică care este foarte complexă și care undeva, hai să spunem, este între ghilimele nedeterminată, între ghilimele, fiindcă aceasta din punct de vedere fizic, nu în sensul acesta comun pe care îl avem noi, pe care îl cunoaștem noi. Fascinant, dar întotdeauna când subiectele sunt incitante, iată, deseori par a fi expuse cele mai fascinante argumente, tocmai pe când se epuizează timpul aferent emisiunii. Așa că am ajuns din nou la final și vă mulțumesc dumneavoastră și invitațiilor pentru participare și vă invit data viitoare la o nouă întâlnire cu știință și cunoaștere. Nu uitați, luni dimineața la ora 11, emisiunea se reia pe TVR Cluj.